Zeci de crescători de ovine din toate colțurile țării s-au adunat la Salău timp de 3 zile la un curs de perfecționare. Acest curs are scopul de a forma și de a instrui viitorii controlori ai performanței de producție la ovine. În acest sens, crescătorii de ovine prezenți la Zalău au fost instruiți de către reprezentanții ai Agenției Naționale de Zootehnie. Prezența mea aici este un demers care vizează asociațiile acreditate care au nevoie de oameni angajați, oameni specialiști cu care să-și deruleze activitatea de control oficial. Asociațiile acreditate, asociațiile care efectuează control oficial sunt acreditate de către instituția noastră și acestor asociații, prin hotărârea de guvern 1179/2014, li se decontează serviciul de efectuare a controlului oficial de către stat. Pentru a-și lărgi și activitatea, pentru a se dezvolta, au nevoie de oameni, au nevoie de forță de muncă, au nevoie de forță de muncă instruită. Activitatea de control oficial este reglementată de norme tehnice și de decizii europene, este reglementată legal. Și atunci asociațiile au nevoie să-și instruiască acești crescători, au nevoie să efectueze acest serviciu în conformitate cu normele legale în vigoare, pentru ca acest serviciu să fie eligibil la plată și pentru ca acest serviciu să îndeplinească tehnic toate condițiile ca animalele care au fost supuse controlului să devină nuclee de reproducție, să intre în registrele genealogice, unde și acolo vine altă formă de sprijin de la stat pentru animalele înscrise în registrele genealogic. Deținătorii anul acesta vor primi sprijinul cuplat în zootehnie. Cursul durează 3 zile, timp în care crescătorii de ovine se vor perfecționa în vederea conștientizării lor asupra ceea ce înseamnă performanța, ce înseamnă îmbunătățirea calității a efectivelor de animale aflate în proprietatea lor și care sunt căile care duc spre ea.